aveți despre integrarea europeană? Bună! V-ați gândit la careva beneficii care vor fi? Sau ce așteptați? Mai bine. Și părerea mea că tineretul să aibă unde lucra și tineretul să aibă unde trăi alături de părinți, de să facă familii la noi în țară. Dar dacă... Dar vedeți o cale mai ușoară de integrare prin intermediul unirii cu România? Cu România e bine. Cunoașteți că acolo economia este mai dezvoltată, pensiile sunt mai mari ca la noi și salariile? E bine cu România, e bine să trăim tăți o țară liniștită și fără probleme. Adică unită. Și muniți. Cum am fost? Cum am și fost, da. Uniți. Adică nu susțineți să... unirea. Numai decât. Lup bătrân, la ultima iarnă. Care Republicii Moldova în Europa? Stai bine și vă... Sunt de acord că s-a propagat cu o eventuală unire cu România. De acord, da, cu România, da. Și gândiți și muniți. Să mai oprească urea, dacă și cu Europa, să mai oprească urea că banda asta. De când când oprește școlile, grădinițele. Da, România chiar a reparat. România cât tot mult a reparat grădinițe, școli. Adunat autobuzi și colonii. Adunat, da. Cu domnul. Ce o duci din care? Cu unirea cu Europa, cu... Integrare. Integrare. E un lucru bun. Suntem pentru. Da, despre unirea cu România și ca fiindcă cea mai ușoară cale. Cum? Oamenii de la țară de aici sunt gata să unească cu toată lumea, numai să se face. Bine. Dar cunoașteți vreun proiect investit de către Guvernul României pentru Republica Moldova? Da, multe grădinițele, ia că așa mult spune că iar în raion, că la Rașa, nu știu unde acolo ar și... În mai multe raioane. 17 grădinițe, au spus. Ar fi bine să ne integrăm în Uniunea Europeană. Da, da. Și cu roșie, cu roșie. Dar despre proiectele care au fost investite, realizate de Uniunea Europeană, Republica Moldova, cunoașteți ceva proiecte? Da, cum ai făcut eu drumurile? Am făcut una alta, roșie și-a făcut. Nu a făcut nimic de când Moldova este independentă. Da. Adică în Europa asta s-a mai făcut o bucă de tras, s-a mai făcut una altă. Deci dumneavoastră susțineți, dar despre unirea cu România, ca cea mai ușoară cale să ne România se poate, tot mai gând decât cu rușii. Dar despre proiecte realizate de Guvernul României în Republica Moldova. Dar cu asta noi nu suntem în politic tare, nu prea știm. Microbuz acordat. Dar cum? Tot autobuzul, tot România le-a dat. Ce mai făcut? România tot... Bine, și îmi plătesc mai... Orice caz, o leacă e mai bine și pensiile primesc care ea care dintre pedagogi au buletin ăsta, pașaport românesc și o făcut acolo și o făcut și primesc cu mult mai mult pensii. Ce părere aveți despre integrare europeană? Păi tu, bune păreri avem, dar păi nu știu cum s-am plinit. Dar aveți careva așteptări urmă aceste integrări? Va fi mai bine pentru țara noastră? Păi eu cred că ar fi mai bine dacă așa cum trebuie. Nu vreți integrare? Nu vreau. Dar din ce cauză? Atâta. Dar cum e explicat faptul că mai mult de 70% din oamenii care pleacă pe psihotare pleacă în Europa la loc? Te duc! Și spun că acolo e foarte bine. Eu cu sănătate nu mă pot duce, înțelegi? Păi nu ar fi bine să aduci în Europa la noi? Să avem aici locuri de muncă. Da, dar problema între zi e tot. Dă bani cum dau acolo. Ce vezi despre integrarea europeană? Cu integrarea europeană mai genesc ca posibil. Dar aveți careva așteptări? Ce credeți că o să schimbi în țara noastră? Dacă schimbi parlamentul, o să... Eu schimbare, dacă nu, o să rămânem pe loc. E o cale mai ușoară de integrare prin intermediul unirii cu România? Da. Asta și fiind ca cea mai ușoară cale. Este.